Mi s-a cerut în aceste zile să scriu un material despre subiectul care a adus lumea în stare de panică, coronavirusul mortal care, așa cum ca multe alte rele, vine din China. Posibilitatea unei pandemii îi îngrozește pe oameni. Dar nu am avut tragere de inimă să scriu despre încă un subiect de senzație. Am observat că oamenii, creștinii chiar, nu au aplecare spre lucrurile cu adevărat folositoare și că interesul lor este după lucruri ieșite din comun, știrile de senzație care nu le aduc niciun folos spiritual. Un material de senzație, fără mare sau deloc beneficiu spiritual, atrage pe internet zeci de mii de ascultători, dar un mesaj cu adevărat duhovnicesc, care are potențialul de a face mult bine, abia dacă este urmărit de câțiva puțini. Cu toate acestea, m-am hotărât să scriu ceva despre un coronavirus mult mai toxic și mai dăunător, cu un potențial de-a dreptul distrugător, și care își are originea nu în China, ci în lumea creștină. Cum a ajuns el aici este o altă poveste, interesantă și aceasta, dar nu despre acest lucru voi vorbi azi. În luna decembrie a anului 2011 am scris un material intitulat Protestanții nu mai protestează. Era o luare critică de poziție față de un pastor evanghelic foarte cunoscut din România, care a slujit într-o biserică catolică din țară și care, la finalul predicii sale, s-a întors spre statuia Fecioarei Maria și a făcut semnul crucii, s-a plecat înaintea ei și a sărutat picioarele. Materialul scris de mine spunea, în esență, că protestanții și-au uitat trecutul, au uitat ce înseamnă reforma, Probabil că mulți evanghelici nu știu mare lucru despre ea și au căzut la pace cu catolicii, cei care i-au omorât fără milă pe și protestanți, ajungând în felul acesta să se lepede de credință. Au fost păreri pro și contra, dar îmi aduc aminte că un susținător al pastorului respectiv a scris Du-te înainte, frate X, și nu te uita la câinii care latră. Câinii fiind cei ce trăgeau un semnal de alarmă în legătură cu greșelile pastorului, cei care erau îngrijorați de o posibilă rătăcire a acestuia. Dar din 2011 și până azi a trecut multă vreme și lucrurile au evoluat, în rău, adică coronavirusul a făcut mai multe victime și a ajuns în situația în care nu cred că mai poate fi oprit. Două evenimente petrecute recent m-au determinat să scriu acest material. Este vorba de două întâlniri care au avut loc în două biserici evanghelice neoprotestante din România, ambele având un caracter ecumenic, adică au adunat lideri de biserici din toate denominațiile creștine. Întâlnirile de acest fel în aceste două biserici nu sunt o noutate, ele deja constituindu-se într o tradiție ce ține de câțiva ani. Este vorba despre biserica penticostală Tabor din Oradea și biserica baptistă din Lugoj. S-ar putea să mai fie și altele în această situație, nu știu. Așa cum spuneam, acest fel de întâlniri nu sunt o noutate, și tocmai acest aspect este îngrijorător. Ceea ce părea de neimaginat în urmă cu câțiva ani, adică evanghelicii să stea la masă cu catolicii sau ortodoxii și să spună că și unii și alții slujesc lui Dumnezeu, că nu mai trebuie să privim cu suspiciune și o critic spre lucrurile care până acum ne-au divizat se întâmplă sub ochii noștri și nimeni nu spune nimic. Nimeni, adică liderii cultelor evanghelice care sunt implicați în această lucrare, pentru că altfel sunt destui care nu sunt de acord cu trădarea ce are loc și se întristează de ceea ce văd. În urmă cu circa doi ani am scris despre o conferință de misiune organizată de Alianța Evanghelică din România, la care vorbitorul principal trebuia să fie Leonard Sweet. Am spus atunci de ce aducerea în țară a lui Leonard Sweet nu este un lucru bun. El, prin învățăturile pe care le împrăștie în jur, camuflate într-un limbaj evanghelic, inoculează doctrina New Age și ecumenismul radical. Zarva care s-a produs în urma acestui articol a făcut ca Leonard Sweet să fie șters de pe lista invitaților, moment în care am hotărât să scot articolul de pe internet, considerând că el și-a atins scopul. Poate cei ce l-au chemat, liderii cultelor evanghelice din România, nu au știut cine este. Acum au aflat și pe viitor vor fi mai atenți. Trebuie să recunosc că am fost naiv. Sunt unele momente în care liderii evanghelici de frunte se mai oțărăsc la cei ce promovează homosexualitatea, la cei ce ne numesc pe noi evanghelicii fanatici religioși, par a fi în rolul de ai turmei lui Dumnezeu, dar în chestiunea fierbinte și mai importantă a ecumenismului, aici unde se dă cu adevărat lupta pentru supraviețuire, lupta pentru curățenia doctrinară, în afara căreia credința nu mai este credință și mântuirea nu mai operează, ei au lăsat, așa văd eu, turma la bunul plac al lupilor. Pentru că tac, și sunt de acord ca bisericii din cadrul cultelor pe care le conduc și le îndrumă să accepte să organizeze astfel de întâlniri ecumenice. Și să-i numească pe toți frați, indiferent că sunt sau nu în perimetrul adevărului revelat în Sfintele Scripturi, este, pentru mine, o dovadă fie a faptului că liderii cultelor nu mai văd și suferă de o orbire spirituală, ceea ce este rău, fie că văd, dar din diferite motive, participă la compromis, ceea ce este evident mult, mult mai rău. Lucrurile degenerează atunci când nu se pune stabilă compromisului și în acest context ecumenic am auzit despre cupluri de tineri creștini evanghelici care au ales să țină cununia lor religioasă în locașuri de cult istorice, luterane, reformate și cine mai știe de ce fel, cu girul păstorilor lor. Nu mai ajunge că nunțile evanghelicilor sunt de-a dreptul lumești, ci limita este împinsă tot mai sus spre a crea senzații noi și tari, totul fiind permis și posibil. Aceste întâlniri ecumenice sunt o dovadă a lepădării de credință a celor ce au avut-o odată. O să-mi spuneți că nu este adevărat, că noi tot în Hristos credem și tot în mântuirea prin Har. Dar dacă îl numești frate pe cel ce crede altfel și este idolatru, nu faci altceva decât să te lepezi de Hristos. Lumina și întunericul nu pot sta împreună, așa cum nu poate sta cel credincios cu cel necredincios aș pune următoarea întrebare. Ce schimbări importante, majore, a făcut Biserica Catolică în doctrina și practicile ei, de la reformă încoace, pentru ca să poată fi acceptată de protestanți și neoprotestanți ca parteneri de lucrare? Nici una. Ei au rămas aceiași, în schimb s-au schimbat protestanții și încă la modul radical. Practic, Biserica Catolică a reușit să anihileze reforma în 500 de ani. Dacă ar putea să vadă marii reformatori, cei care și-au dat viața pentru reformă, la ce compromis rușinos au ajuns cei ce pretind că sunt urmașii lor, ar crăpa inima în ei de durere. Probabil știți și voi că în urmă cu ceva vreme anumiți lideri influențe evanghelici au fost sancționați de cultele din care făceau parte pe motiv de imoralitate. Desigur că această lucrare trebuie făcută dacă este nevoie și este din nefericire dar nu aud despre nicio sancțiune pe motive doctrinare și compromis al credinței din cauza unirii cu ereticii, lucruri mult mai grave decât cele ce țin de morală, deoarece impactul asupra poporului este mult mai destructiv. Oameni cu funcții importante în cultele evanghelice și care au promovat eretici, de exemplu pe crislamistul Miroslav Wolf, au rămas în continuare în poziții cheie de conducere, exercitându-și influența. Reacțiile conducerii cultului respectiv au fost doar de imagine, de suprafață. Dacă nu iei măsuri drastice și serioase față de astfel de oameni, faptul că dai un comunicat prin care îți manifesti, teoretic, afinitatea la credința ortodoxă nu este decât praf în ochii celor mulți. Evenimentul ajunge sub praful uitării și se crede că totul este în ordine, dar nu este așa. Se știe că schimbările de paradigmă trebuie să se desfășoare pe principiul pașilor mărunți, pentru ca oamenii simpli să nu se sizeze, așa cum se întâmplă și cu propaganda homosexualității și a teoriilor de gen. Astfel că, în timp, mai apare un eveniment, ca cel de la Arad și conferința de misiune, sau o nouă întâlnire ecumenică, se mai face ceva tulburare, ne cerem scuze sau tăcem, o vreme lucrurile se liniștesc, apoi iar mai apare ceva. În timp, opoziția este tot mai slabă și oamenii s-au obișnuit cu orice rău și eroare. Cam așa funcționează lucrurile. Sunt nu puține cazuri în care evanghelici au dat afară din cultul lor persoane sau grupuri de persoane care s-au făcut vinovate de eroare doctrinară. De exemplu, în cultul baptist, atunci când cei sancționați au acceptat doctrina și manifestările Duhului Sfânt altfel decât se acceptă în cultul baptist. Am înțeles acest lucru, Incompatibilitate doctrinară. Dar ce nu înțeleg este cum de se acceptă lucruri mult mai grave ca și acest ecumenism despre care vorbesc. Se invocă principiul autonomiei locale a bisericilor din cult, dar nici acest lucru nu este adevărat. Bisericile locale au autonomia numai până unde vrea cultul. Știu aceasta din proprie experiență. Un alt lider baptist declara după vizita papei Francisc în România din anul 2019 că acesta, papa Francisc, este un mare lider religios care a reușit să adune la oaltă ceea ce alții nu au reușit. Nu am auzit să fie pus sub disciplină. Baptiștii și penticostalii nu s-au înțeles și nu se înțeleg în legătură cu doctrina despre Duhul Sfânt. Dar cum de se înțeleg în legătură cu ecumenismul? Aceasta este unitatea de care vorbește Hristos, sau aceasta este o unitate făcută de dușman? Citez o idee din cartea lui Martin Lloyd Jones, Principiul Unității Creștine, și care are la bază textul lui Pavel din FSN 4, de la versetul 1 până la versetul 6. Vă sfătuiesc, deci, eu cel întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Martin Lloyd-Jones spunea că nu omul trebuie să se lupte să facă unitatea, așa cum se procedează azi în ecumenism. El este chemat doar să o păstreze pe cea pe care deja a făcut-o Duhul. Și Duhul a făcut și face continuu unitate între cei așezați în Hristos printr-o credință reală, printr-o schimbare autentică, naștere din nou, iar rămânerea în această unitate trebuie să fie preocuparea noastră prin ascultarea de adevăr, nu prin înfrățirea cu cei idolatri și care îl au pe Hristos doar pe buze, nu și în inimi. Adevărata unitate de care se bucură Hristos și pentru care se ruga în Ioan 17 este unitatea pe care o face Duhul, nu omul. Iar Duhul Sfânt nu pune la oaltă decât pe sfinți, adevărații credincioși care ascultă de Hristos. Dar când vorbim de unitatea pe care omul o face sau vrea să o facă, atunci la o oaltă pot sta și vrăjitorii, și ateii, și homosexualii, și catolicii, și protestanții, și musulmanii, și budiștii, și hindușii, oricine. Dacă coronavirusul ce sperie omenire a avut ca focar orașul Wuhan din China și acum este purtat de vânt prin toată lumea, Coronavirusul numit ecumenism a avut ca focar Roma și un purtător foarte important a fost Papa Ioan Paul al II-lea. După ce acesta a murit, a avut loc o mică stagnare când a venit la conducere Papa Benedict al XVI-lea. Acesta trebuie să fie înlăturat, deoarece nu mai era pe linia predecesorului său și a fost înlocuit cu actualul papă, Francisc. După această rocadă, virusul s-a răspândit cu și mai mare intensitate și de la epidemie s-a ajuns la pandemie, pentru că rând pe rând, liderii evanghelici au căzut în fața tronului papal, chiar unii dintre cei mai mari dintre ei și turma a rămas pe cont propriu. Din fericire, nu chiar pe cont propriu, deoarece adevăratul păstor continuă să aibă grijă de ea, de cei care s-au deprins să audă și să asculte glasul său. Există un risc în a te opune răspândire acestui virus? Virușii fac rău și toată lumea ar trebui să fie fericită atunci când sunt stârpiți. Medicii din lume au intrat în freamăt și se luptă pentru a-l opri pe cel provenit din China. Toți vrem să auzim că a venit ziua când virusul a fost pus în eprubetă și închis pentru totdeauna. Da, pentru că se consideră că este periculos, pe când ecumenismul este apreciat ca benefic. Și dacă este așa, atunci cine îl vede toxic este declarat dușman. Poate de aceea liderii evanghelici tac. Poate le este frică de viața lor sau doresc să aibă parte de slava ce se pregătește religiei mondiale. Nu știm. Să vă povestesc o întâmplare reală de care mi-a fost dat să aud chiar de la unul din cei implicați. În urmă cu câțiva ani, un lider evanghelic influent stătea de vorbă cu un altul care era implicat în demascarea acestor lucrări de rătăcire a ereziilor. Discutau un anumit subiect, când liderul evanghelic s-a oprit din discurs și a spus celuilalt, nu mai scrie împotriva papei, lasă subiectul la o parte. Apoi discuția a fost reluată, la fel de abrupt și fără nicio explicație pentru paranteza făcută. Persoana avertizată a meditat mult la această remarcă și a căutat să-i afle înțelesurile. Erau doar trei posibilități. Prima ar fi fost că cel ce a avut îndemnul respectiv chiar dorea sincer să îl protejeze pe partenerul de discuție ca să nu intre în conflict cu puternicii lumii, cu Inchiziția Catolică și știa lucruri despre care nu putea vorbi, a doua posibilitate era ca omul respectiv să fie omul sistemului și încerca să îl tempereze pe cel pornit să demaște minciuna și să dea pe față rătăcirea în care se caută să fie atrași cei mulți și neștiutori. A treia posibilitate era ca persoana respectivă să creadă și ea că Biserica Romei și unirea cu ea nu pot face decât bine. Lucru mai greu de acceptat pentru cel ce căuta răspunsuri. Da, a lupta împotriva virusului ecumenismului ale pădării de credință ne expune. Chiar și medicii care vor să stârpească coronavirusul din China sunt expuși și totuși ei riscă. Dar Pavel, poate cel mai mare demascator al ereziilor, scria în epistola către efeseni o epistola a luptei spirituale următoarele. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă o sândițile, căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la ivială, pentru că ceea ce scoate totul la ivială este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Suntem expuși când dăm pe față lucrările întunericului pentru că avem de luptat cu Domnul întunericului care le propagă și care caută să înăbușe lumina. Dar nu avem încotro dacă vrem să rămânem fii ai luminii sub binecuvântarea celui sfânt. Tot în urmă cu mulți ani, scriind despre pericolul pe care îl reprezintă muzica modernă în biserici, spuneam că mai de mult părinții creștini trebuiau să-și ferească copiii de lume. Acum trebuie să-i ferească de biserică, de acele biserici moderne care transformă harul în desfrâu. Dar astăzi mă gândesc că în perspectiva nu foarte îndelungată, dacă nu se va face ceva pentru a opri virusul despre care am vorbit, a deveni membru în bisericile neoprotestante, evanghelice, să nu fie altceva decât o mare și tragică înșelare. Lumina promisă să nu fie decât întuneric. Pavel îi scria și lui Timotei, să știi Timotei că în vremurile din urmă vor fi vremuri cumplite. Și fie că ne place, fie că nu, noi trăim în aceste vremuri cumplite din urmă. De aceea trebuie să facem tot ce ține de noi ca răul să nu ne viruseze și să ne păstrăm curați în adevăr și dragoste, așteptând cu dor întoarcerea Domnului Isus, care îl va nimici pe cel rău cu suflarea gurii sale și îi va primi în slava sa pe cei ce au rămas credincioși în orice vreme.